Bună ziua tuturor, sunt Dana și vă spun bun venit pe canalul nostru de YouTube Totul de Casă. Deoarece vremea se va răci și buzele vor avea de suferit, vă propun un balsam protector și reparator cu ulei de cătină și extract de morcov. Înainte de a începe, vă recomand dezinfectarea suprafeței de lucru cu alcool sanitar, folosirea mănușilor și dezinfectarea recipientelor pe care le folosiți cu alcool de 90, asta pentru a evita orice posibilă contaminare. Pentru început vom cântări 5 grame unt de shea. Acest unt are multiple întrebuințări datorită proprietăților sale emoliente și nutritive. Am ales să-l folosesc în acest balsam deoarece menține un nivel optim de hidratare al buzelor și facilitează regenerarea lor atunci când acestea sunt afectate de diversi factori externi. Următorul ulei pe care îl voi folosi este uleiul de ricin. Pun 2 grame. Pe lângă faptul că hrănește și calmează pielea, formează un strat protector pe buze cu efect de strălucire. Urmează uleiul de migdale dulci, care este de mare ajutor pentru pielea uscată și crăpată. Din acesta voi pune 2 grame. Deoarece recipientul este mare, folosesc o pipetă pentru a cântări exact. Uleiul de cătină este foarte prețios, cu acțiune antiinflamatoare și calmantă, dând buzelor o strălucire sănătoasă. Atașez linkul pentru a vedea cum l-am obținut. Folosesc 3 grame de ceară pură de înaltă calitate, obținută din stupina noastră, care, pe lângă faptul că oferă consistență, are și un efect calmant, menține hidratarea și acționează ca o barieră de protecție. Pentru a obține acești fulgi, am dat calupul de ceară pe răzătoarea mică. În forma aceasta, se topesc mult mai repede. Plasăm paharul, care bineînțeles este rezistent la temperaturi înalte, pe baia de apă fierbinte și îl menținem acolo până se topește ceara. După câteva secunde, este gata. Acum adăugăm parfumantul natural după preferință. Eu pun 10 picături de parfumant natural de pepene galben. Pentru a preveni râncezirea uleiurilor și pentru a prelungi durata de valabilitate a balsamului de buze, voi adăuga 5 picături de vitamina E. Urmează extractul de morcov. Din acesta voi adăuga 10 picături. Este un extract bogat în provitamina A, dar conține și substanțe antioxidante și cu efect antiinflamator, așa că îl consider binevenit în balsamul nostru de buze. Pregătesc recipientul ales și amestec bine toate ingredientele. Puteți folosi o spatulă de inox sau de lemn. Asigurați-vă că compoziția este omogenă. Turnați în recipientul dedicat. Dacă nu aveți un recipient special pentru balsam, puteți folosi o cutiuță. Este simplă și foarte practică. Lăsați-le la rece până se întăresc. Așa arată balsamul de buze cu cătină și morcov, miroase foarte frumos, a pepene galben. Este fin, nutritiv, reparator și un ajutor de nădejde în lupta cu buzele crăpate și uscate. Eu am folosit și un recipient special pentru copii.
Din cantitatea prezentată, vă ies aproximativ 2 balsamuri de buze. Dacă v-a plăcut videoclipul prezentat, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați. Sunt Dana, vă mulțumesc pentru susținere și vă aștept cu o nouă rețetă. La revedere!